Nazar a ajuns în sală și va susține o conferință de presă. Bună seara! În legătură cu anunțul pe care l-a făcut Ministrul Justiției în această seară, aș dori să prezint o scurtă declarație de presă. Cu doar 2 zile în urmă, Comisia de la Veneția transmitea autorităților române că independența procurorilor poate fi afectată de prevederile privind numirea și eliberarea din funcție a procurorilor din vârful ierarhiei, prevederi care stabilesc rolul Ministrului Justiției în aceste proceduri, recomandând reexaminarea acestor dispoziții prin menținerea rolului Consiliului Superior al Magistraturii și al președintelui României. Raportul de evaluare a activității manageriale desfășurate de către Procurorul General de la PICCJ, prezentat astăzi, este răspunsul pe care executivul, prin vocea Ministrului Justiției, înțelege să-l dea Comisiei de la Veneția. Mâine, în toate statele Uniunii Europene, va fi celebrată Ziua Europeană a Justiției Civile, prilej de a sublinia faptul că justiția este un serviciu public, independent, aflat în slujba cetățenilor, iar nu în slujba executivului. Raportul prezentat azi este modul în care executivul, prin Ministrul Justiției, înțelege să respecte independența Ministerului Public ca parte a autorității judecătorești din România. Cu referire la concluziile și exagerările vizibile și interesate ale Ministrului Justiției, îmi rezerv dreptul de a răspunde punctual în cursul zilelor următoare. Pentru moment, doresc să fac câteva precizări de principiu. 1. Respectarea principiilor și valorilor constituționale a stat la baza tuturor deciziilor pe care le-am luat încă de la preluarea mandatului de procuror general. 2. În această calitate, mi-am exercitat și obligația managerială de a lua atitudine publică, de a exprima un punct de vedere instituțional ca o reacție la numeroasele atacuri nejustificate la adresa sistemului judiciar. Astfel, discursul public a fost în conformitate cu jurisprudența CEDO, întrucât, în calitate de conducător al Ministerului Public, am nu numai dreptul, dar și obligația de a vorbi în apărarea ordinii de drept, de a exprima o opinie cu privire la reformele legislative importante care sunt în curs în România. Libertatea de exprimare în situația unui magistrat de rang înalt trebuie folosită pentru întărirea supremației legii și apărarea împotriva oricăror imixtiuni de natură a afecta independența procurorilor. Este un citat dintr-o decizie CEDO. La sfârșitul anului trecut, ca urmare a solicitării Ministrului Justiției, Inspecția Judiciară a efectuat un control privind eficiența managerială a Procurorului General. Concluziile controlului au fost pozitive. Ele au fost confirmate de secția de profil a Consiliului Superior al Magistraturii. După mai puțin de un an, nemulțumit de concluziile Inspecției Judiciare, structură abilitată să se pronunțe asupra activității manageriale a Procurorului General, domnul ministru înțelege să pună sub semnul întrebării competențele acestei instituții. 4. În cursul acestui an,
Evaluarea managerială, evaluarea profesională a procurorului general a fost efectuată conform prevederilor legale de către Consiliul Superior al Magistraturii, concluziile fiind de asemenea pozitive. Procurorul general a fost notat cu calificativul foarte bine. 5. În condițiile în care atât controlul inspecției judiciare, cât și evaluarea Consiliului Superior al Magistraturii sunt pozitive, concluziile la care a ajuns Ministrul Justiției, inițiate și formulate fără o bază factuală sigură, solidă, reprezintă un demers de natură a destabiliza Ministerul Public. Într-un context sensibil pentru sistemul judiciar și am în vedere modificările legislative în curs, vizând legile justiției și codurile penale, stabilitatea funcției de procuror general al parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție este esențială pentru stabilitatea instituțională. În zilele următoare voi preciza punctual și veți vedea cât de clare sunt exagerările pe care Ministrul Justiției sau autorii, cine or fi ei, autorii acestei analize, le-a făcut și ele au fost vizibile pentru un observator atent. Eu o să vă dau exemplu doar de două astfel de exagerări pentru a vedea, luate la întâmplare, care este calitatea și rigoarea unei analize făcute de Ministrul Justiției din România. Mai întâi, pentru liniștea celor care sunt interesați, doresc să vă spun că procurorul pe care îl vedeți în față și care acum se află în mandatul de procuror general al României a fost notat timp de 36 de ani cu calificativul foarte bine. Este o stare de fapt care este clară. Ea poate fi consultată cu ușurință în mapa profesională a procurorului general la Consiliul Superior al Magistraturii. Conform legii, cine candidează pentru o funcție de conducere, la ultima evaluare trebuie să fie avut foarte bine. Că ea a fost anul trecut, că a fost acum 2 ani, a fost 3 ani, ultima evaluare să fie foarte bine. Este foarte ușor de înțeles că nu a putut fi nicio conspirație pe care o pretinde domnul ministru între fostul ministru al justiției, între toți membrii Consiliului Superior al Magistraturii și președinte, să se prefacă precum că nu observă inexistența acestei condiții la dosarul procurorului general. Ei bine, nu e nevoie să fii jurist, ai nevoie de un minim de rezonabilitate. Cine a avut 36 de ani, doar calificativul foarte bine și niciodată n-a fost contestat sub aspectul substanței profesionale pe care o are, și nici acum nu este contestat, că dacă veți analiza cu atenție, veți vedea că sunt, n-aș vrea să le calific cumva, acele multe puncte trecute acolo. Dar un profesionist și veți avea o radiografie completă a tuturor acestor afirmații, ziceri penibile care sunt trecute în așa zisa analiză a activității procurorului general de la Înalta Curte. Nici titlul nu este corect. Și pretinde că analizează activitatea unui magistrat al Ministerului Public, fie el și procurorul general al României. Dar putea să fie altul. Vă mai dau un exemplu. Spune analiza că procurorul general nu a luat nicio atitudine, ba dimpotrivă, a încurajat manifestările de indisciplină în cadrul Ministerului Public. O minimă diligență prin care autorul sau autorii raportului ar fi solicitat Ministerului Public se solda cu comunicarea celor 16 sesizări pe care procurorul general le-a făcut pe parcursul mandatului lui către
inspecția judiciară. Din 16 sesizări, două dintre ele privesc procurori din DNA. Dintre cele 16, 6 sunt cele în care procurorul general a exercitat în calitatea lui de titular al acțiunii disciplinare acțiunea disciplinară împotriva procurorilor față de care au apărut indicii că au comis abateri disciplinare. Și atunci, de ce spun autorii acestei lucrări, nu știu cum să o numesc, că procurorul general a încurajat și a manifestat nu numai toleranță, dar și a încurajat aceste fapte? De ce, dacă o minimă cultură juridică ne arată că există o jurisprudență CEDO în care magistrații de rang înalt, că se poartă această expresie, au nu numai dreptul, dar și obligația, dată fiind ingeniozitatea celor care folosesc legea pentru a afecta ordinea de drept. Chiar așa spune. Vă rog să consultați decizia CEDO, BACA contra Ungariei, și veți găsi cum spune autorul motivării, care este un profesionist de înaltă calitate, că cei care au funcții de conducere au numai dreptul, dar și obligația de a asigura supremația legii, de a apăra ordinea de drept. Este o noutate în jurisprudența CEDO, dar ea trebuie să ai și buna dispoziție de a o citi și de a o prezenta împreună cu alte lucruri și nu cu exagerări care sunt prezentate în acest raport. Un atare semnal din partea executivului are semnificația încălcării independenței atât a magistratului procuror cât și a Ministerului Public. În condițiile în care dosare importante de interes maxim pentru opinia publică sunt în curs de soluționare. Toată lumea așteaptă să nu mai plătim daune, să nu mai avem condamnări la CEDO pentru marile dosare și în public toată lumea susține că nu au manifestat diligențe procurorii să facă aceste dosare. Păi cum să facă dosarele când la fiecare câteva luni se destructurează ceea ce reușim noi să adunăm la un loc, o echipă de profesioniști care lucrează, după câteva luni este destructurată. Și aceasta este o întâmplare. Între ghilimele. La final, doresc să le transmit cetățenilor României să aibă încredere în procurori și să îi asigur că vor rămâne fideli spiritului Constituției. Constituția nu este numai a cuiva care pretinde că o știe foarte bine și toți ceilalți o încalcă. Constituția este a noastră, a tuturor. Și dacă vrem să apărăm ordine de drept, sigur că plecăm de la spiritul Constituției României. Vom rămâne fideli spiritului Constituției României în sensul de a reprezenta cu profesionalism și imparțialitate interesele generale ale societății și de a apăra ordinea de drept, precum și drepturile și libertățile cetățenilor. Vă rog să-mi scuzați starea emoțională, dar nu mi-e indiferent la ceea ce vă spun eu în acest moment și mă simt într-un moment special, nu numai al carierei mele, ci într-un moment special al României. Iar făclia despre care cineva a susținut în deșert că nu este tocmai așa cum trebuie, o să aibă surpriza să o vadă circulând de la vechea generație la noua generație și vom avea mereu magistrați independenți ca stare de spirit. Nu trebuie să fie tot aceiași, că mandatele uzează, dar vor transmite făclia demnității și a independenței magistraturii spre generațiile următoare. Și așa să ne ajute Dumnezeu, precum am jurat noi când am intrat în magistratură. Vă mulțumesc! Da, l-ați auzit, domnule.